Deci aici sunt de referendum. Prin acest referendum, Maia Sandu din nou divizează societatea. În primul rând, Maia Sandu vrea să utilizeze resursul administrativ și financiar din partea statului pentru referendum, pentru campania sa prezidențială. Să pună tot împreună. Noi, socialiștii, considerăm că nu este corect să pună așa întrebarea la referendum. Dar să dăm și alte opțiuni cetățenilor. Noi, ca partid pro-moldovenesc, insistăm și vom face campanie în anul viitor ca la referendum să fie pus subiectul politicii externe echilibrate, relații bune și cu Estul și cu Vestul. Și eu sunt fier convins că dacă la referendum va fi pusă așa întrebarea, 70-75% de moldoveni vor susține anume o astfel de abordare. Nu cum Maia Sandu ne divizează în proruși și pro-europeni. Noi toți, sau mare majoritate cetățenilor, vrem să fim pro-moldoveni. Relații bune și cu vecinii noștri europeni și cu Federația Rusă, evident. De aceea, repet, socialiștii vor promova anume acest mesaj. Nu mesaj care divizează societatea în pro-ruși și pro-europeni și pro-americani. Dar noi trebuie să unificăm societatea. De aceea, Maia Sandu, dacă nu ai frică, haideți să introducem la referendum anume așa subiect în buletin de vot. Sau dacă doriți, hai să faceți două buletini de vot. Sunteți pentru, cum propuneți voi, integrarea europeană? Sau sunteți pentru relații bune cu Estul și Vestul? Eu sunt fier convins că 70% și mai mult vor vota din moldoveni pentru relații bune și cu Estul și cu Vestul. Dar Maia Sandu acest lucru nu-l dorește. Pentru că vrea să ne împartă. Asta e cu Europa, dar asta e cu rușii. Gata. Asta-s dușmani. Doamna Sandu, un președinte adevărat nu se teme de voința poporului. Un președinte adevărat face tot posibilul să consolideze poporul, nu să-l divizeze din nou pe baricade. Și dacă dumneata, Maia Sandu, crezi că vei câștiga prezidențiale prin această divizare, că cine nu-i cu noi, e cu rușii, și-i dușman, și-i trădător, și-i separatist, și el trebuie împușcat mediatic prin patriotul vostru. Păi că greșiți amarnic. Oamenii nu sunt proști, cetățenii moldoveni nu sunt proști. Moldovenii au înțeles foarte bine ce sămânță ești, mata, Maia Sandu. Și nu o să te ajute nici referendum absolut nimic. Chiar așa cei care sunt pro-Europa nu o să voteze pentru Maia Sandu, pentru că ceea ce face Maia Sandu, asta se numește excrocherie prin acest referendum. Dacă nu vă temiți, haideți să dăm și alte opțiuni pentru cetățeni să voteze. De aceea, cu referendumul, noi insistăm să fie opțiunea relații bune și cu Estul și cu Vestul. Și suntem fier convinși că mare majoritatea moldovenilor anume acest lucru și îl doresc.